în timp ce primăria de la Taraclie anunță că va colabora cu noul guvern al Maia Sandu, câteva mașini venite din Găgăuzia supraveghează protestatarii de la guvern din strada Pușkin și susțin actuala guvernare. Sau eu știu, guvernul autodeclarat al lui Pavel Filip, acel votat noaptea ca hoții. Mai vedem mașini de la Basarabeasca și astea la alte, cine știe de unde. Să acum actuala guvernare a făcut numere fără să-ți dai seama de unde -s. Anenii noi, astea la alte numere sunt cele noi, care nu conțin adresa, geografia, raionul unde a fost înmatriculat. Și în felul ăsta nu putem să ne dăm seama nici care e mașină de la nord, nici care e din Găgăuzia, dar e simptomatic că Plahotniuc se apără de Moscova și de Doton cu oamenii aduși din Găgăuzia. Ребята из Гагаузии.